Or what was it? It's a little bit of 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 a s-au dedicat meseriei pe care au îmbrățișat. Născută este bebe, e născută în această zonă, de cei care ne află, născută în județul Bacău. A făcut școala la Bacău, o parte la Iași, și facultatea doctor la București, intrând la sculptură inițial și apoi mutându-se la clasa de pictură la profesor Ciucurecu. Poate că de la Ciucurecu a luat această pasiune pentru culoare. Ciucurecu fiind un artist care a studiat mult formele, dacă pot să spun, ale culorii, pentru că pot să pictez fără desen numai culoare. Cum a făcut-o el în ultimele perioade, în ultimele decenii de viață. Bineînțeles că dacă este să o operare, a făcut parte din memorate grupuri tale, asta mai cred că în acele vremuri se petreceau și culturile, erau cabe de recreație. Una dintre ele, aproape de zona unde s-a născut, mă refer la Căscani, la oracul Mărunteri Cantacuseanu și al părinților ei, care a devenit casă de recreație pentru artiști plastici, Uniunea Compozitorilor și unde s-au făcut colecții extraordinare și pe scară are o colecție importantă a artiștilor care s-au vendat pe acolo. După de asta am participat la celebrele salvare ale Compozitorii, a călătorit, a intrat într-o asociație întreagă, adică s-a numărat pe artiști selecționați de președintele unei asociații de artă sovietulesc, au avut două sau trei volume cei care au participat la reuniunile acestea din sudul Franței, cu o localitate vestită între cele vizitate și unde au invitat artiștii acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu mă miră că Letiția Ocrișanu are o culoare invadată de lumină, incandescentă. De-aia am arătat să intitulăm expoziția Solfegii Caniculare, deși încă nu suntem în canicula care o să ne aștepte de vara aceasta. A făcut expoziții personale, deci le-am cumpărat așa în fugă, uitându-mă în CV-ul catalogului, cel puțin 7-8 expoziții personale. Unele din ele le-a deschis, chiar Octavian Barbosa, prezent astă seară aici. Altele din zona Moldovei, Bacăului, Grigore Recovaru, care era criticul cel mai important din orașul Bacău, într-o vreme, într-o perioadă. Și ceva îmi spunea ce este Florin Toma, se referea la textul publicat în catalog, Florin Toma fiind un scriitor român, redactor la Piața Românească, care se ocupă ca și Oranda Marumen, ca și Dan Stanca, ca și Canții și de Florin
Din păcate, astăzi seara n-a putut să fie de față, dar textul lui este un text provocator și, zic eu, foarte exact, foarte în concordanță cu lectura lecției Rocușani. Am invitat-o ca să vorbească despre creația lecției Rocușani pe Roxana Costulescu, care lucrează de mulți ani la radio, are o emisiune consacrată artelor și care nu este la primul vernisaj din viața lui. Și la treilea pentru Letiția Oșani există o confluență între ele două, corespunde nervozitatea Letiției Oșani cu pretențiile criticului Roxana Costulescu. Deși domnul Barbosa vă va lua cuvântul pe rând, după cum vorbeați. Vreți să vorbiți întâi, domnul Barbosa, sau? Ia, iar trebuie să vorbeați, pentru că vreau să vă spun că la radio am înțeles ceva și deci să se numere Roxana Costulescu. Care vorbește cultural, despre impetuositatea
pe care o găsim corelată cu această desfășurare de forță extraordinară. Apoi, aș spune că în spontaneitate o regăsim pe Letiția Obișan. O spontaneitate pregândită de artistă, dar care include în ea mesaje care au mai fost vehiculate în istoria artei. Și acest lucru mi se pare important, pentru că Letiția Obișan nu pictează ca și cum nimeni înaintea ei nu ar mai fi pictat, ca și cum ea descoperă prima gestul pictural. Dar pictează, crezând cu sinceritate în actul pictului, și are și rezultate în acest sens, în direcția în care ființa sa este capabilă de gesturi picturale a căror intimitate ajunge să-i definească maniera de lucru și de stilul personal. Câteva elemente de tutorii pentru stilul Letiției Obișan am căutat eu ca să definim un pic acest areal care pare foarte larg al picturii gestuale, denumită și abstractă, denumită și abstractă lirică. Odată mă gândesc la un limbaj pictural cu tendință și limitele spre abstract. Deși, vedeți, sunt lucrări în care există câteva semne ale corpului uman, care încep să nu-și mai facă simțită prezența, da? Profilul, chipul feminin, ochiul, gura, nasul, ușor, ușor sunt eliminate din pictura Letiției Obișan și doar pata, doar gestul în sine rămân capabile de un discurs atot putezător. Apoi, sigur că tot ceea ce vedem acum pe simeze aparține unui interval foarte clar delimitat de artistă, începând cu anul 1997, cu o lucrătorie de documentare la Ipertești și finalizând cu lucrări care au 2-3 săptămâni de la momentul încheierii lor. Deci, sigur, nu putem să vorbim despre o retrospectivă, dar pentru acest interval de timp avem o selecție care justifică această idee a unei sinteze pe care o putem urmări în datele ei principale. Abstractul pe care îl propune Letiția Obișan este unul din care artista vrea să elimine chiar experiența propriului corp, concret însățitor în actul picturii de care e perfect conștientă. Și mă refer la faptul că o vedeți, Letiția Obișan nu este o femeie înaltă, nu este o femeie în aparență cu o forță extraordinară, dar care, când este vorba de pictură, are un entuziasm care o mobilizează și care o face să se extindă, să fie un fel de Letiția Obișan examinată în mișcări care stârnesc și zgomote, de aceea Letiția Obișan nu poate să picteze noaptea, deși și-ar dori să aibă o zicărătură cu mult mai bună decât cea pe care i-o permite timpul dinului. Ruptura de realitate e din ce în ce mai evident marcată, odată cu această abstracție pe care o urmărește cu rigozitate. Atemporalul, planând din această pricină asupra meditațiilor sale picturale. Referitor la culoare, doamna Alexandra Răfan, da, vorba despre strălucire, căldură, sunt caracteristici pe care întreaga creație a Letiției Obișan o definesc.
Și da, într-adevăr, am remarcat că Letiția Oprișan are o preferință extraordinară pentru dincolo de alb și de negru, pe care le întrebunțează în ocazii bine determinate. Preferă roșul, galbenul și albastrul. Și ceea ce înseamnă întâlnirea dintre doar două dintre ele, dintre aceste altări. Și discuțiile doamnei Oprișan, m-au purtat către o concluzie surprinzătoare, că refuză grimurile colorate din pricina faptului că le găsește necuvântătoare sau prea tăcute sau prea lipsite de forța de a comunica acel ceva pe care Letiția Oprișan îl vrea a fi spus. Așadar, grimurile colorate sunt cumva într-o accepțiune, să spunem, lipsite de discursul pe care Letiția Oprișan îl vrea transmis către publicul privitor. Și cred că acestea ar fi ideile care mie mi-au atras atenția în mod special privind lucrările acestei artiste pe care o am foarte aproape de sufletul meu și pe care o urmăresc cu mare plăcere și cu mare bucurie. Ce-aș putea să adaug este atunci când am început să vorbim despre expoziție, să ne gândim atunci când o vom deschide, iar a spus că am tot ciclul destul de unitar, cum vedeți de aici, pornește de la un poem celebru din Antichitate, Gilgamesh, de altfel, chiar în holul din fața galeriei, se află un care, îmbenzirea lui Enkidu, Enkidu fiind prietenul lui Gilgamesh, a fost fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei care își amintesc acest celebru poem, vor vedea dacă n-a fost o folosire numai a narației în sine, dar fără să ia să fie un pictor narrativ, ea fiind cu preponderență, un pictor abstract, adică să vedeți în ce măsură a reușit ca temele morale, filozofice ale acestui poem să le transpună în culoare. E o încercare grea, mi-aduc aminte, din anii 60 și deceniul 7, când Nichita Stănescu a avut aceeași obsesie, o perioadă îndelungată, s-a învârtit în jurul poemului închinatului Gilgamesh de către strămoșii noștri. Și, bineînțeles, unde nu lipsea o poezie închinată lui Enkidu. Deci, revin la ea, s-a putea ca unii să spună da, fotismul, da, abstracționismul, dar gestualismul sunt prete care s-au perindat. Acum se practică un nou hiperrealism, să zicem, în anumite folciuri ale lumii, dar vreau să vă spun că dincolo de gruparea oficială, care într-un fel este în marile expoziții, în marile bienale, în documenta de la casă și în alte manifestări, sunt niște manifestări într-un fel dirijate, în lume există și multe alte tendințe. Nu sunt atât de oficiale, nu sunt atât de puse lumină. Dar eu aș vorbi, cum spunea profesorul meu din facultate și al ei, de fapt, Eugen Schileru, căci pomenește în Sibiu la un moment dat de el,
Există două stări, apolinicul și polisiacul, care se manifestă în toată istoria artelor, cu intensități variabile, de la epocă la alta. Sigur că în perioada post-vedică, copilul război mondial, când dezastrul omenirii era în sufletul tuturor celor care supraviețuiseră, sigur că fuga în abstract a fost o primă soluție. Chiar și al doilea război mondial nu s-a apelat la același curaj, dar undeva era fuga de realitate, fuga de ceea ce ne supără, poate să ne supere acum, la ora actuală, nenumărate lucruri, încercând să ne facem propriul nostru paradis în lipsa paradisului pe care l-am pierdut. Iași a creat univers al ei, se salvează în felul acesta, pictând și colorând. Cam și când era mică, pentru că toți copiii când pornesc, ați văzut mulți dintre de asta, având copii nepoți, pleacă spre gestual, spre abstract. Nu este o chemare spre figurativă, din potrivă. Să-l lăsăm și pe Octavian Barbosa să-și explică punctele de vedere. Ceea ce facem, într-o mediatră, vorba lui Cățărașul, care va da și la Cățărașul, care spunea, asta este întotdeauna la locul ei. Nu gândesc la realitatea lui, că asta este întotdeauna. Ea este cea care sfințește locul, acolo unde apare un singur tablou, mai multe tablou, mai multe opere, nu că nu se suportă, dar că vine oarecum imagine preonastică, opositoare, ale un frumos care te inundă din toate părțile, din lăuntrul tău, îți regăsește fiecare un lăuntru interior multiplicat în mijlocul tablourilor de la apărut. Această sală, care era însă și este îndominată cu prezențele lirice ale linii și ale culorii pe care îți vedem și Letizia Orișan în bună tradiție autentic modernă, acea modernitate care de fapt este prezentă în toate timpurile de perioade în care autenticitatea marilor valori s-au înfățișat, în care individualitatea, subiectivitatea ființei umane a fost redată pe coordonatele ei permanente, absolut interioare, lirice, pentru că fondul ființei umane e un fond liric, în primul rând, îl răspândește, îl răspândește în toată lumea, în timp pe care o fel de fondație, o imagine care vrea să ajute înțelegerea oarecum minimală a ființei umane. Aici, lângă pictura doamnei Letizia Orișan, spiritul nu face un efort. Spiritul se delectează, oarecum se revede fiecare dintre noi, își poate găsi înăuntru acestui tablou o anumită dominantă a ființei sale. Fiecare din noi ne regăsim aici, încă putem să zicem, am zis cealaltă și îmi place expresia, asta este pentru fiecare, de fapt, un autoportret în altele ego. Adică un portret în altele ego. Fiecare dintre noi, asta explică universitatea și generalitatea, în special
arte plastice, a pictului special, care este o origine a ochiului, a vizibilității, în care, cu multe interpretare, Letizia Pișan se arată, se dezvăluie cu foarte puține, aproape de loc, ostentație. Nu forțează nimic, se prezinte ca atare. Aceasta sunt, aceasta este lumea care, pe care vă veniți să o vedeți, ca și cum ar fi o oglindă a ființei noastre sau unei părți din ființa noastră, așa că unde nu vă repetiți, nu voi este de bine, ci eu sunt de bine, pentru că nu am reușit să prim, să nu rimezi cu tine. În toată sala asta este o încântare, dar o modernă a trecut, a trecut o vreme, a ținut să bulverseze imaginea, să se bulverseze ființa umană. Ființa umană a trecut acum, și nu m-am risc, că eu fost modernist, de la serenitatea clasică, de la Dona Frăzun, de la regiunea dominantă, de la Rulu Suis, care a devenit deputat secolul modern. Și acum, în momentul pus modernității lui, ai impresia uneori că Rulu Suis a devenit un fel de nebun Suis. A răsturnat de foarte multe ori criteriile noastre logice cu care cultura universală ne-a învățat. Letizia Pișan se înscrie pe linia celor artiști care le înfățișează un subconștient în deplină serenitate, în deplină încântare neostentativă, încântare de sine, mulțumire, ea își poartă și de dezvoltă propriul său paradis interior cu sugestia discretă că oricare dintre noi se este invitat să se recunoască în unul, nu mai spune, de corala tuturor tablourilor pe care le vedeți și în această sală. Vă mulțumesc și o felicit încă o dată pe Cristofiță, și critic, deosebit, pentru frumusețea și seminitatea, echilibrată, seminitatea aceasta neostentativă, care nu vrea să supere, dar nici nu vrea să încânte pe mine. Se prezinte așa cum este și așa cum este, este încă de toate. Vă mulțumesc și a participat la multe expoziții cu cartea obiect, cartea obiect de artă. Vedeți și aici sunt două exemplare dintre multele cu care i-a discutat pe alți muritori. Alte ocazii era vorba despre expoziții de drum. Nu erau expoziții personale. Dar a avut preocupări și în domeniul acesta. Și am descoperit că și iubește foarte mult fiecare lucrare în parte. Aveam așa o discuție, a venit mai multe lucrări decât erau necesare sau decât puteam să încam în acest spațiu. Și spuneam, vrei să renunțăm la 10 minute? Și nu, pe mare nu renunță, vezi că atât de mult, o vezi cât de frumoasă. Parcă vorbea despre copilul ei. Și nici o înțeleg, pentru că fiecare lucrare în parte este copilul ei. Letizia, vrei să spui ceva? Vino cu acestea cu noi, aici, la înălțimea asta. Ce să vă spun și eu, după atâtea vorbe frumoase pe care antreprenorii mei l-au spus. Vă mulțumesc pentru prezență. Sunt impresionată că ați venit totuși. Nu numai că mare, că la mine niciodată nu mă caracterizează numărul mulți. Dar sunt foarte bucuroasă că v-am putut oferi o
un grutaj de lucrări pe care de foarte mult timp îl am în sufletul meu și am reușit în mulți ani să-mi concretizez aceste forme picturale din diverse motive și din lipsă de materiale și din lipsă de atelier și dacă eu cred peste toate și reușesc până la urmă să fac ceea ce îmi propun, între timp în afară de modul de lucru, pur și simplu de atelier, principal pentru mine este această protunjire și înrădăcire a concepției și filozofice și picturale. Nu mă mulțumesc să fac așa un stil din repetarea unor să poate variată, cu toate acestea, am toată unitatea cu sine în ceea ce fac, nu suport să mă repet și nici nu pot. Și mă bucur pentru asta. Așa că mereu în expoziții mele veți fi surprinși de noi modalități de exprimare, poate că nu veți fi de acord, poate că, dar aceasta sunt eu, așa mă pot exprima și mă bucur pentru asta. Am venit să continuăm discuțiile între noi, ca un pahar de vin și cei care au venit mai târziu și au văzut expoziția, s-a putut să vadă și expoziția Letiției, care va fi deschisă până în 14 mai. Deci, o lună de zile. Ai, mulțumesc!